Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Potrivit unui studiu realizat în China de o echipă de cercetători chinezi, bărbații încep să se îngrașe în medie la 5 ani după ce s-au căsătorit. Practic, ăla e momentul în care se resemnează și nu mai luptă. Nu consider. Nu, dar nu e neapărat, adică la mine e... Eu m-am îngreșat dinainte să mă căsătoresc. Tu ai anticipat viața de om căsătorit și ești în armată, să știi. Mulți dintre colegii mei s-au îngreșat în armată. Cum? Practic, mese regulate. Deci ești holtei, n-ai nimic în cap, umbli brambura pe acoperișuri, n-ai și poate să și, mănânci. Și spaima că poate nu mai prinzi mâncare mâine. Da, exact. Și mănânci cât prinzi. Ajungi într-un regim în care ești hrănit constant, la ore regulate cât de cât, și mănânci că asta e viața. Acum e program de mâncat. Acum e, deci așa e și în armată și în căsnicie la fel. Acum dacă e program de curățenie, facem curățenie. Dacă e program de dormit, dormim. Dacă e program de mâncat, mâncăm. Viața ta se reglează și normal, uite, te îngrași. Studiul acesta arată că mariajul este asociat cu un efect semnificativ asupra scorurilor de indice de masă corporală. Rata obezității crește cu 2,5% în rândul bărbaților însurați. 2,5% mi se pare foarte puțin. Totuși, 2,5 la 100 de kg înseamnă... E nesemnificativ. Da, deci aici cred că la chinezi. Chinezii sunt mai mici. Poate la ei. 2,5 la ei e mai mult decât 2,5. E mai puțin decât 2,5 la noi. Acest fenomen, spune cercetătorul sau cercetătoarea Shiwen Quan, de la Academia Chineză de Științe Sociale, acest fenomen, denumit în mod obișnuit grăsime fericită, a fost confirmat de numeroase studii efectuate în țările occidentale dezvoltate. Voi ați observat cum foarte multe denumiri chinezești au alăturări de genul ăsta: maimuțe fericite, trei maimuțe fericite, trei căluți alergători, trei nu știu ce, toate descriu o acțiune. Deci nu este grăsime pur și simplu, cum ar zice occidental, este fenomenul grăsime fericită. Da, da, sunt pe pozitiv. Da. Chinezii. Bărbații se confruntă cu un risc semnificativ de obezitate pe măsură ce avansează în vârstă, așa că după căsătorie este important ca ei să nu se lase pe tânjeală, menținând obiceiurile alimentare sănătoase și făcând exerciții fizice în mod regulat. Nu înțeleg asta cu menținând. Care sunt obiceiurile alimentare sănătoase din vremea studenției? Shawarma. Da. Deci, ce obiceiuri să ne menținem de atunci în privința mâncării și băuturii, serios, și a dormitului? Salam cu soia. Da. Palizer. Palizer. Studiile anterioare arătau că cu cât satisfacția unei persoane cu privire la relație intimă este mai mare, cu atât este mai probabil ca aceasta să devină obeză. Deci, mă, dacă ești fericit în căsnicie... Uite, Luca, ce fericit e. Da, exact, asta trebuie să spunem. Când ni se reproșează acasă, te-ai cam, ai cam pus colăcel, ai cam pus OZN-ul, ai cam pus burtica, ai cam pus... OZN-ul, da. Asta e prima dată când aud expresia asta. Da, așa mai e. Avem un OZN mic aici. E făcut acum pe loc? Nu, este așa, se scuza tata. Tata spunea că n-are burtare un OZN-ul pe care îl ține sub cămașă. Da. Deci, practic, răspunsul este pentru că sunt fericit cu tine, iubita mea. Și ai marcat de două ori în felul ăsta. Ai scăpat de întrebările cu obezitatea și doi, îi faci și ziua mai frumoasă. Un compliment. Îi faci un compliment. Un studiu anterior a constatat de asemenea că medie o persoană câștigă peste 2 kg după ce își cunoaște partenerul. Deci este burtica de fericire, așa trebuie să-i spunem de acum înainte. Bravo! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.